Așadar, bună ziua și bună ziua, Andreea Cofrofona. Suntem din nou la treabă, iată-vă cu Miruna și cu Eva, cele două surioare de care v-am mai vorbit. Să știi că filmulețele sunt foarte tare vizionate, sunt aproape 300 de vizionări la filmulețele tale, Eva. Și tu, ieri, da, și tu, Miruna. Așa zice, tema pentru acasă, tema pentru acasă, clasa a treia. Da? Tema pentru acasă, clasa a treia. Te-am citește problema sau grijințe care ai făcut bucate. Află de scăzutul. Dacă scăzătorul este 1937, iar diferența este 4265. Deci, descrezutul cu cine este, da? Știind că, iată, scăzătorul este, scăzătorul, dictează din nou, putu să reții, da? Știind că scăzătorul este 1937. 1937. Iar rezultatul? Este 4265. Rezultatul este egal cu 4265. Trebuie să aflăm descăzutul. Cum facem? Ai vreo idee? Facem cu termenul necunoscut. Deci, tu propui cum să fac. Și eu scriu, da? A minus 1965. Așa, și descăzut. Cine ai fi tu? Din care scădem pe cine? Pe 1937. Sunt de-a 4265. Așa este, da? Și acum? Nu scrie prea bine. Tu îmi dictezi și eu scriu eu. Tu rămâi în bancă, te rog frumos. Și eu rămâi și îmi dictez. Să afli descrezutul. Ce faci? La rezultat, ajungi scăzătorul, da? Deci descrezutul este egal cu 4265 la care ajung pe 1937. Da? Pe 1937. Și cum faci? Nu știu ce spune despre. Numele sub altele. Ți-e bine, foarte bine, așa, da? 4265 plus 1937 și cum se așează aici? Ce trebuie să fim mai foarte atenți când facem treaba asta? Le așezăm unități sub unități, zeci sub zeci, sute sub sute și mii sub mii, da? Ne-am bărat. Când eram eu mic, niște copii, niște colegi de mei, nu țineau cont așa și le puneau mai în stânga, mai în dreapta. Era foarte tare, foarte greșit era, da? Așadar, ține minte la adunare și la scădere, așezăm unități sub unități, 10 sub 10, sub 10 sub 10 și 5 sub 10. Și zicem? 5 plus 7 este egal cu 12. Perfect. Punem cu 1 aici, de-a 6. Da. 6 plus 4 este egal cu 10, punem 1 și 100. Așa. Deci 1 e același 100, dar foarte bine zis și... 9 plus 3 este egal cu 12. Foarte și punem bine. Punem 1 la mii și 4 plus 3 este 6. 6202. Și gata că... E egal cu 600. Deci deu, așa care era necunoscut, răspunde corect. Descăzutul e 6202. Celelalte probleme sunt cam în genul ăsta? Ai una mai dificilă, care se pare ție mai dificilă? Asta care e mai lungă, ce-o fi însemnă de ea? Ia încearcă să o, să o citește. Le fac la rând, da? Perfect, hai să vedem. Într-o păturice s-au plecat 2389 mestece, stejat cu 1345 mai mulți, iar restul până la 8245.
faci, cât faci să plantezi. Mai rar, eu nu înțeleg. Nu înțeleg, mai rar citim, da? Pentru pădure, ia. Pentru pădure, ce s-au plantat 2389 specii. Deci 2000 să scriu și eu, da? 389 mestece. Așa. Apoi. Stejar cu 1345 mai mulți. Stejar, de stejar cu 1345 mai mulți. Mulți stejari. Deci cu 1000 mai mulți stejari, da. Iar restul până la 8245 faci. Până la 8245.3734 9 plus 4 13.
corect. 8 plus 4, 12. 12. 7 plus 4, 11. Perfect. Și 3 plus 3, 6. Aceste sunt 5. Ce sunt numărul acesta? Ce reprezintă? Este 5 și stejar. 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 Plus mestre, da? Mestecene. Stejar plus mestecene. Și acum ce mă fac? Ultima întrebare. Așa. Câți fari s-au plantat? Câți? Fagi. Fagi sau plantat? Deci de numărul total de copaci. De numărul total de copaci. Foarte bine ai zis. 8245. 245. Minus. 6123. 5 minus 3 este egal cu 2. Corect. 4 minus 2 este egal cu 2. 4 minus 2 egal cu 2, el trebuie să-ți o prostie și a zis 1. Ești atentă să-l scrie o greșeală, da. 2 minus 1, 1. 1. 8 minus 6, 2. Perfect. Deci iată că în clipa asta avem și răspunsul final. Anume, acestea sunt, nu, ce reprezintă numărul de fagi. Iată, putem spune că în problema aceasta avem 2389 mestece, deci 2389 mestece. Asta e dat deja pe problemă. Am aflat noi fagii sunt cât de total? Fagii sunt 2122. Unde am aflat noi de stejarii? Uite acolo. Da, fagi. Da, fagi. Da, așa. Sunt 2100 fagi. Aici am aflat acum, da? Și stejarii unde am aflat? La prima întrebare. Când am zis că cu atât mai mulți. Adică? Aici. Așa, adică sunteți tot atât aici. 3734. Nu? 3734 sunt stejari. Și în sfârșit am aflat fagi 2122 fagi. Întrebarea este, o fi lucrat corect? Ce spui, Miruna, am lucrat bine? Alo? Hai să adunăm toate numerele ca să aflăm un, ca să aflăm de rezultat. Da. Dar, uite, poate să vine și cu, cum mă cheamă, pe surioară. Da. Nu. Atunci tu vii de la 6 încolo. Da? Cât e ceasul acum? Acum zice 4, nu? Bine. De la 6. Dacă e mai devreme, te anunț eu. Bine? Bine. Deci, mestece, stejar, faci. Dar vom fi lucrat bine? Puteți spune toate numele ca să aflăm ce rezultat iese. Dacă iese 8245, înseamnă că am lucrat corect. Asta era. Deci facem o probă. Ca nu cumva să fiți trecut la vreo greșeală. Oricum, înainte de a vedea dacă am reușit sau nu, să facem proba,
Eu remarc un lucru, că e foarte frumos problema. Deci, ți-ai făcut o strategie atent aici. Deci, e conținutul problemei și ai zis așa. Îmi dă botul atâtea amestece, atâția amestece. Stejare cu atât mai mult. Și mi-a dat mintea ta apărut. Am să aflu numărul de stejare. Dacă cu atât mai mult, trebuie să adun, da? Ai fac stejare. Și zice, până la 8.000 și nu știu cât îți faci. Și tu atunci mi-ai făcut încă un lucru. Vezi? Așa formulare. Ai spus, ia să adună la un loc. Ce s-a numit și stejare? Ca din toată plantația ce din tot numărul de copaci, am să scap de cele două categorii. Vreau să facem și paranteză. Adică? 3734 plus mestecele. Așa. Și să scazi din toată suma aceea, nu o să pui în paranteze. Asta vrei să spui tu, da? Bun. Fiindcă am văzut aici câte discuții, îți formezi bine raționamentul, am să-ți arăt ceva interesant. Nu știu dacă tu ai început să faci exerciții de tipul acesta, da? În clasa a treia, dacă te-ai făcut, faci așa. Cu paranteze, din nou, știi să faci, da? Da. Dar cu operație de împărțire n-ai făcut, o mai mulțimea. Ba, da, am făcut și împărțirea. Și împărțirea. Clasa 2. Oh, bine. De ce am sunat pe mine o mămite ieri și plângea la telefon și spunea, zice, cum se poate în clasa a doua să faci și mulțiri și împărțiri? Era atât de necăjită, de nu vă povestesc. Deci este o agresiune extraordinară, prea multe. Pe timpul nostru nu se făceau așa lucrurile. Se făceau mai puțin, nu încărcau copii așa de tare. Așadar, tu și mulții și împărții de toate știi să faci acum. Da? Uite, hai să facem împreună niște operații. Împărțitorul? Da. Și până în 10. Până în 10. Uite, o să facem așa. 2 înmulțit cu 14. Cât face? 28. A, pe ori, ori trebuie să fac așa, da? La voi trebuie făcut asta, poate că vă mulțumesc. 28. Minus 8. 20. Într-o paranteză rotundă, împărțit la 2. 10. 10 minus 5. 5. Tot într-o paranteză frată, împărțit cu 3. Era 4-5 în calculul nostru. 5 ori 3, 15. 15 minus 10. 5. Egal cu 5, cum am spus, da, 5. Să vezi ce șmecherea. N-am făcut paranteze drepte. N-am făcut drepte. Dar să cum am rotunde la strană. Dar dreapta spune așa, face de rotundă și te-o faci pe cea dreaptă. Ca idee. Da? Urmărește-o un pic. Acum, eu șterg una din cifre. Iată, să ștergem pe 2. Și punem A aici. Și zicem, să se determine A. Să se determine A. Așa încât să aibă o relație asta. Știi că trebuie să fie A-ul? Că trebuie să fie A-ul mărțimul? 2. Dar să vedem cum ajungem noi acolo. Hai să încercăm. Scrie și pe ești ăsta. Să încercăm să vezi cum se comportă exercițiile astea. Tu scrie pe căițelul tău. Da? Vreau să scrii. Cum să aflăm noi pe A? D.
Deci este 2 la 14 minus 8, totul de împărțit la A, minus 5, ori 3, minus 10, egal cu 5. Cum se lucrează aceste chestiuni, sunt mai complicat, mai multe lucruri, mai multe operații. Tu, ce părere, cum o să faci? Ai vreo propunere? O să lucrăm ce putem face până la... până acolo, nu? Paranteza asta rotundă, să o lucrăm. Da. Ia să vedem, cât face paranteza rotundă? 20. Deci, 20, bine. 20 împărțit la nu știu cine, pe nu știu cine, la minus 5. Punem acum într-o paranteză rotundă, că nu mai am asta rotundă și acum o pun pe cea dreaptă și o fac rotundă. Curve. Da. Exact. Ori 3 minus 10 egal cu 5. Ia să vezi ce putem face acum. Nu știm să facem împărțirea asta. Suntem triști. 20 împărțit la 5. 20 împărțit? Nu. La A trebuie să-l împărțim, dar nu știm cine. Putem împărți. Nu. Că după ce facem împărțirea, nu scădem, dar nu știm la ce să-l împărțim. De-aia e tristețea mare. Nu-i nimic. Poate asta ar fi o rezultat, da? Parcă ar fi descăzutul. Scăzut 10 egal cu 5. Cu cine este egal descăzutul? Deci descăzutul minus 10 egal cu 5. Cu cine este egal descăzutul în condițiile astea? Descăzutul. Ai făcut chiar asta. Egal cu? Deci, este, știu ce descăzutul, este 10. Cum ar fi descăzutul? Știind că toată chestia asta care e descăzut, minus 10, egal cu 5. Cu cine este egal descăzutul? Ai avut în negrișoare de râs? Așa. Așa, cum am notat eu. Scrie, D minus 10, descăzutul minus 10, egal cu 5. Cu cine este de aici descăzutul egal? Ia să vedem. Că știi asta, e făcut. 5 plus 10. Sigur că da. 5 plus 10. Și egal cu 15. Da? Foarte tare. Deci, pe clipa asta, avem așa, că tot descăzut, adică scriem din nou. 20 împărțit la A, minus 5. În paranteză, ori 3, egal cu 15. Și avem acum un număr, nu știu cine, înmulțit cu 3, egal cu 15. Nu? Cine este acesta de aici? Cum se notăm? Să notăm cu... Parcă zice, înmulțitorul. X, cu X să notăm, tot așa cu X, cu X o paranteză. Dar X-ul ăsta cu X-ul ăsta mă deranjează. Hai să notăm cu B. Vrei? B. Toate astea. Și apare. B, vorbește tu. B, ori 3, X, egal cu 15. Cine este egal cu aici? Bine, egal cu cine oare? Dacă ori 3 fac 15, cine ori 3 fac 15? 15 împărțit la 3. Asta e! B egal cu 15. Împărțit la 3.
Și era cu 5. Perfect. Asta este minunat. Și acum pe B îl scriem. Cine este 20 împărțit la minus 5 egal cu cât am găsit noi? Cu 5. Nu? Ei, ăsta tot nu știu cine este. Și am notat noi cu nici. Și apare C minus C minus 5 egal cu 5. Cu cine este egal C1? Egal cu 5 plus 5. Foarte bine. 5 plus 5 egal cu 10. Tare de tot. Dacă pe C îl știu că e 10, mă întorc. Și vine 20 împărțit la egal cu 10. Cine este A? Deci 20 împărțit la A egal cu 10. Cine este A? A egal 20 împărțit la 10. A egal 20 împărțit la 10. Egal cu 2. Extraordinar! Ce frumos e că și s-au făcut. Deci am avut așa mare noroc că am făcut un exercițiu, am compus un exercițiu foarte tare. Te-ai făcut noi calcul și pe urmă locului A am pus pe 2. Și am spus, aflați voi cine este A. Vezi ce frumos exercițiu. Da? Deci, acum dacă ne întoarcem înapoi și îl punem pe A, pe 2 A, zis, putem șterge pe 8 și punem o altă literă, știu, să se afle litera aceea. Deci, suntem acum pe, în etapa în care vom pune exerciții. Deci, noi suntem foarte tari. Așa fac exerciții profesorii, învățătorii. Ei fac un calcul și pe urmă șterg o literă de acolo, o cifră sau un număr, și spune, aflăm tu pe cealaltă. Dar ele știu, ei știu cine este. Și de-aia dau rezultat la sfârșit. Ei, vedeți ce frumos este? Deci, practic, cum am zis început la inici? Am zis 2/14 minus 8 împărțit la 2 minus 5 ori 3 minus 10. Cât fac? 5 ori au fi făcut. Și acum, ce am făcut? Am șters una din o cifră. Și am pus-o necunoscută. Și zicem celor care îi pune la treabă. E aflați voi cât este acea. Și ei trebuie să muncească, să facă tot ce am făcut noi și să dea peste aia, da, corect, cu 2, cu fost acolo. Dacă ștergem pe 8 și punem aici o literă, nu cu tot A, cu V, cât trebuie să-i dea cu 8? El trebuie să muncească, e treaba lui, ce face acolo și trebuie să-i dea 8. Da? În momentul de față, ți-am arătat cum compune negășiții. Deci, cei care compun negășiții sunt niște oameni normali. Dar au șmecherii. Au șmecherii puse la acum. Și ei fac tot felul de lucruri de acestea care ne dau o bătaie de cap. Voi copii, n-ați ce faceți, trebuie să fie rezolvați, așa? Așa că, acum, o să facem un pic de pauză. Să le iau pe surioara ta și lucrezi în continuare ieșiți de problemele de aici. Tu îți lucrezi problemele care le-ai în continuare, da? Alternăm. Vreau să iau, să plictisești și nu. O să dai pe mine, nu mă ia seama. Așa cum.